Salutare, oameni buni, și la mulți ani pe 2023. Suntem din nou aici la Smash, pe strada Mihai Eminescu, intersecție cu Vasile Lascăr. Suntem la un nou episod BIF. De data asta avem alți doi MC, la fel de buni ca cei dinainte. L-avem pe MC Antal. Te aprind ca o torță olimpică luată direct de la greci. Eu beau tutti fresh, iar tu te freci. Tu te freci pentru că rimează cu Smash. Am ajuns în episodul 4, în care MC Antal întâlnește un alt MC de teapa lui. Mă super bucur că am ajuns deja la episodul 4. Sper că vă place deja platforma BIF. Am tot auzit comentarii din stânga și din dreapta, cum că, băi, uite, mami, hai să ne iau și un burger de la locația asta, unde se bat băieții în rime. Alții mă întreabă dacă OFC este ciupetă la capela, dar nu e doar despre asta. Platforma BIF este despre asta, pentru că e făcută în parteneriat cu colegii de la Smash. În viitor o să te am trecut în carnețelul meu cu toți MC-ii ce n-au putut să treacă peste mine. Deocamdată ești sub mine. Am auzit că vorbești de Andreea Esca. Renunță, că ea nu vorbește despre tine. Legat de Esca, legat de Esca și legat de meciul cu numărul 4, un meci destul de echilibrat, aș spune eu. Mă așteptam ca oponentul lui Antal să vină mai pregătit. În schimb, Antal a atacat decisiv. Îl avem și pe Serj. Știu și-s conștient că n-am venit pregătit, dar oricum am venit aici să bat un cartof prăjit. Te bat, te bat ca pe un cartof, te bat, te bat cum te bate un pantof. Și Serj ne-a mărturisit, a zis: eu nu am venit atât de pregătit precum probabil vă așteptați. Antal a fost mai pregătit decât mine și eu am venit și am dat freestyle. Am apreciat efortul lui Serj de a da freestyle. Serj, pe care sper să-l vedem și la etapa de Brașov a campionatului OFC prin țară. Dar până atunci... Rapul îmi curge prin vene, exact cum curge printr-un brad rășină. Eu cred că prin tine curge ulei de motor, căci cu gabaritul ăsta prins pe cântar suta mai repede decât orice mașină. Da. Și a câștigat Antal. Ce mai încoace și încolo? Ăsta a fost meciul cu numărul 4, în care Antal a devansat clar pe Serj, fără comentarii. Serj este un MC foarte amuzant și foarte bun. În schimb, în meciul următor avem doi MC foarte tineri și talentați. Îl avem pe omul Chioru The Blind, acest notorious B.I.G. al Bucureștiului, de vârsta lui, un tip cu ochelari super haios și cu un flow foarte pofticios, care o să-l întâlnească pe oponentul lui, adică pe W, MC-ul cu o singură literă, care este zis și Mihnea, așa se numește el, Mihnea, un gagiu foarte, foarte inteligent. Un meci extraordinar, abia aștept să-l vedeți. Până atunci fiți cu ochii pe OFC, pentru că în momentul de față când vorbim, suntem în pregătiri cu evenimentele din țară, așa că urmăriți-ne.